Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lila și vă prezint o resursă la disciplina matematică și anume unități de măsură pentru lungime. Resursa este pentru clasa a 5-a. Azi vom încerca să facem mai multe lucruri, vom măsura și o să vă rog să încercați să măsurați înălțimea băncii sau înălțimea biroului în acest moment. Vom transforma, adică dacă vă cer să desenați un segment cu lungimea de 40 de mm, atunci știți că trebuie să desenați un segment de fapt de 4 cm. Și o să vă rog să măsurați, calculați perimetrul unei coli din caietul vostru de matematică. Și eu am măsurat aici anumite distanțe pe această imagine. După cum vedeți, am câteva segmente măsurate, lungimile segmentelor, dar la trei dintre aceste segmente, lungimile sunt exprimate cu fracții zecimale, după cum observați. Dacă aș vrea să exprim aceste lungimi cu numere naturale, atunci le pot transforma pe absolut toate trei în milimetri. Și în acest moment, toate lungimile segmentelor sunt exprimate cu numere naturale. Și elevii din clasa a 5-a au făcut același lucru și au adus de acasă diferite instrumente de măsură și au fost invitați să măsoare anumite obiecte din clasă. Aici vedeți imagini în timp ce măsurau și aici avem un tabel cu rezultatele obținute de o grupă. După cum vedeți, la înălțimea băncii, la circumferența încheieturii, la absolut la multe din ele, au obținut fracții zecimale. Adică unitatea de măsură a fost centimetri și toate sunt cu fracții zecimale. Dacă își doreau să exprime aceste dimensiuni cu numere naturale, atunci trebuiau centimetri transformați în milimetri. Și câteva curiozități. Nu știu dacă știați că în Franța există o bară metalică de 1 metru numită etalon. Tot în Franța s-au construit primele etaloane, de exemplu, nu numai pentru metru și pentru kilogram. Există, desigur, și alte unități de măsură, cum ar fi mila terestră sau mila marină. Și în antichitate s-au folosit unități de măsură, dar nu acestea folosite în ziua de azi. De exemplu, mila romană, care era 100 de pasus, sau la greci, unitatea de măsură era de stadion. Aveți aici o imagine a etalonului utilizat pentru metru între anii 1889-1960. După cum știți, unitatea de măsură de bază, sistemul internațional pentru lungime, este metrul. Metrul se poate defini și ca distanța parcursă de lumină, ce distanță parcurge lumina. Dacă vă uitați pe această imagine, observați că avem 100 de centimetri, adică un metru, dar pe această riglă nu este destul de clar, nu apar submultipli. Dacă ne uităm însă pe următoarea imagine, aici deja observați că apar deja și unități mai mici, apar centimetri și apar milimetri, mult mai clar. Pentru că, într-adevăr, nu întotdeauna orice distanță, orice lungime este convenabil să exprimăm în metri. Dacă, de exemplu, ne gândim la vârful creionului mecanic pe care îl folosiți, acest 0,5 înseamnă milimetri. Deci există niște submultipli al metrului, decimetru, centimetru și milimetru, adică de 10 ori, de 100 de ori sau de 1000 de ori
mai mic decât metrul. Și desigur, pot fi și distanțe unde nu-i recomandabil să exprimăm în metru, pentru că o să avem numere foarte mari, de exemplu pe o bornă kilometrică, distanțele apar în kilometri. Deci vorbim de multipli metrului, care, după cum știți, sunt kilometri, hectometri, decametru, adică de 1000, de 100 sau de 10 ori mai mare ca metrul. Dacă ne uităm pe această schemă, deci pe această dreaptă, sunt așezate la distanțe egale unitățile de măsură, metrul, respectiv cei 3 submultipli și cei 3 multipli. Ceea ce știți deja, că elementul de schimb, numărul de schimb, este 10, adică fiecare unitate de măsură este de 10 ori mai mare decât cea precedentă. Întrebarea este cum o să facem transformări. Depinde din ce în ce vrem să transformăm. Dacă vrem să transformăm, de exemplu, din centimetri în metri, adică dintr-o unitate mai mică într-o unitate mai mare, atunci o să facem împărțire. Și desigur, împărțirea va fi cu 10 ori 10, pentru că am trecut peste două segmente. Dacă transformăm acum dintr-o unitate mai mare, deci din hectometri în decimetri, în această situație vom face înmulțire cu 10 la puterea 3, pentru că de la hectometri până să ajungem la decimetri trecem peste 3 segmente. Deci, dacă vrem să exprimăm, atunci când transformăm unitățile de măsură mai mici în unități mai mari, împărțim cu 10 la puterea n. Și pentru a transforma unitățile de măsură mai mari în unități mai mici, vom înmulți cu 10 la puterea n. Acest n e numărul acestor segmente peste care trecem pentru a realiza transformarea. Să vedem niște aplicații. O să vă rog să completați aceste celule cu un număr, în așa fel ca să obțineți un enunț adevărat. Prima dată ar trebui să decidem dacă facem înmulțire sau împărțire. Aici se pare că la toate transformările facem înmulțire, pentru că transformăm dintr-o unitate mai mare într-o unitate mai mică. Întrebarea este că înmulțirea va fi cu 10 la ce putere? Păi, în prima situație va fi pur și simplu doar cu 10, pentru că de la decimetru la centimetru este un singur segment. Astfel obținem 50. În a doua situație mulțim tot cu 10, pentru că de la metri transformăm la decimetri, însă avem o înmulțire cu a unei fracții zecimale cu 10, care, după cum știm, se face prin mutarea virgulei. Așa o să obținem 6. Și în ultima situație mergem de la decametru la decimetru, adică deja înmulțim cu 10 la puterea 2, adică cu 100, iarăși avem o fracție zecimală, deci vom muta virgula două cifre, adică rezultatul ne dă 4. Un alt set de exerciții. Tot aceeași rugăminte ar fi să completați celulele în așa fel ca să obțineți un enunț adevărat. De data asta vom face împărțire, pentru că dintr-o unitate mai mică transformăm într-o unitate mai mare. În prima situație vom împărți cu 10, deoarece 9 împărțit la 10 nu se poate înmulți, adică ca și număr natural, vom muta virgula o cifră. La a doua, decametri transformăm în hectometri, adică și aici vom împărți tot la 10, 600 împărțit la 10 e 60, și la ultima, acolo transformăm centimetri în
în decametri, adică deja trecem peste 3 segmente, deci vom împărți cu 10 la 3, adică cu 1000, deci vom muta virgula 3 cifre, astfel rezultatul va fi 4,5. Perimetrul unei figuri. Dacă vă uitați la aceste 3 figuri geometrice, dreptunghi, pătrat și triunghi, observați că linia de o altă culoare, de fapt, ne notează perimetrul, ne pune în evidență perimetrul acestei figuri. Dacă încercăm să aflăm o formulă pentru acest perimetru, buburuza ne ajută. După cum vedeți, pentru a merge jur împrejur, a face perimetrul dreptunghiului, face de 2 ori lungimea și de 2 ori lățimea, adică de 2 ori lungime plus lățime. În cadrul unui pătrat, situația e mai simplă, pentru că toate laturile au aceeași lungime, adică perimetrul va fi de 4 ori latura. În cazul unui triunghi, dacă laturile toate trei au lungimi diferite, atunci perimetrul e pur și simplu suma celor trei laturi ale triunghiului. Să vedem niște aplicații. Dacă ne uităm la acest bazin și am vrea să calculăm lungimea acestei zone marcate cu grid deschis din zona bazinului, acesta ar fi perimetrul bazinului. Aici, desigur, aveți un desen, o figură mai simplă și este exprimat în centimetri. Sarcina voastră ar fi prima dată să calculați lungimile acestor două laturi, că nu sunt cunoscute, și pe urmă să calculați perimetrul. Cele două laturi sunt de 6, respectiv de 2 cm. 6 pentru că este 15 minus 9, respectiv 2 pentru că este 11 minus 9. Și perimetrul, dacă adunăm absolut toate laturile jur împrejur, ne dă 52 de centimetri. Un alt exemplu, să luăm acum un gard, un parc, orice, ceea ce este împrejmuit, dacă dorim să calculăm perimetrul. Și aici, prima dată, rugămintea ar fi să calculați laturile necunoscute și, pe urmă, perimetrul. Laturile necunoscute sunt de 6, adică 10 minus 4, deci 6 cm, respectiv de 12 cm, 5 adunat cu 7, și perimetrul ne dă 44 de cm. Ca și temă, vă propun acest exercițiu simplu. Încercați să calculați perimetrele acestor figuri geometrice și pe urmă să le transformați în decimetri. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, să ne revedem cu altă ocazie la